În această lecție vom prezenta câteva ecuații în care se utilizează partea întreagă. Înainte de a rezolva efectiv ecuațiile pe care le vom propune, vrem să prezentăm câteva preliminare în care să apară noțiunea de parte întreagă, să ne reamintim noțiunea și să prezentăm, desigur, și proprietățile care sunt aferente acestei noțiuni. Iată, pe axa numerelor reale, considerăm numerele întregi vizualizate în această formă, exemplu 0, 1, 2, 3, dar și numere întregi negative, iată, minus 1 și minus 2 și așa mai departe. În mod deosebit, ne va interesa să prezentăm și două numere întregi consecutive, iată undeva în această parte a axei reale, pe care le vom nota cu K și respectiv K plus 1, două numere întregi, cum spuneam, consecutive. Fie și numărul real X, aparținând lui R, deci un număr real oarecare, în funcție de care se construiește și o mulțime de numere întregi, astfel, mulțimea A egală cu acele numere întregi K, ce aparțin deci lui Z, care au proprietatea că acest K este mai mic sau egal decât X. În aceste condiții, se definește partea întreagă a lui X ca fiind, cum spuneam prin definiție, maximul mulțimii A. Maxim de A. Adică partea întreagă a lui X reprezintă cel mai mare număr întreg K, mai mic sau egal decât X. Cum se mai poate traduce acest lucru? Iată, dacă X se află între două numere consecutive, K și K plus 1, două numere întregi consecutive, aici dacă ar fi X, atunci partea întreagă a lui X reprezintă primul număr întreg situat pe axa numerelor reale la stânga numărului X sau punctului care reprezintă valoarea X. Deci primul număr întreg este K. Partea întreagă a lui X este egal cu K. Această relație este valabilă pentru orice număr cuprins între K, inclusiv K, și K plus 1, exclusiv K plus 1. Astfel, pentru orice număr real X, se poate scrie că acesta este egal cu partea sa întreagă plus o cantitate numită parte fracționară, pe care o notăm între acolate. Parte fracționară a lui X, unde partea fracționară a lui X aparține lui 0, 1, interval deschis la dreapta și închis la stânga. Deci X egal cu partea fracționară plus numărul pozitiv, subunitar sau mai mic strict decât 1 și mai mare sau egal cu 0, care este partea fracționară. Ca să fim mai expliciți, vom da câteva exemple imediate și anume, iată numărul 15-2, spre exemplu, care este un număr real, în particular este chiar un număr rațional, pentru care vom studia care este partea sa întreagă, partea întreagă a lui 15-2, dar și partea sa fracționară, 15-2. Să vizualizăm poziția acestui număr pe axa numerelor reale. Iată, 15-2 se află desigur între 2 și 3. Așadar, partea întreagă a lui 15-2 este egală cu 2, este primul număr întreg la stânga lui 15-2, deci este egal cu 2. Iar partea fracționară, desigur, este distanța dintre punctul ce reprezintă pe 15-2 și 2. Deci este egal cu 1/2.
Un alt exemplu, numărul 1 pe 4, partea întreagă a numărului 1 pe 4 ne interesează și de asemenea partea fracțională. Vizualizăm și poziția sa pe axă, ea tot desigur se află între 0 și 1, 1 pe 4. Partea întreagă, adică primul număr întreg de la stânga lui 1 pe 4 este 0, deci partea întreagă a lui 1 pe 4 este 0 și partea fracțională, desigur, este 1 pe 4. Continuăm cu un alt exemplu, iată, radical din 2. De data aceasta avem un număr real care este un număr irațional. Partea întreagă a numărului radical din 2 și partea fracțională a lui radical din 2. Pe axa numerelor reale, radical din 2 se află între 1 și 2, iată-l. Partea întreagă este 1, deci este egal cu 1, iar partea fracțională este distanța dintre punctele ce desemnează numărul 1 și radical din 2, adică este radical din 2 minus 1. Radical din 2 minus 1, un număr irațional, dar subunitar, trebuie să aparține neapărat lui 0, 1. Și în sfârșit un alt exemplu, numărul minus 4 pe 3, iată de data aceasta un număr negativ, și pentru acest număr calculăm partea întreagă a lui minus 4 pe 3, dar și partea sa fracțională. Pe axă acest număr se află între minus 2 și minus 1, iată minus 4 pe 3. Partea întreagă reprezintă primul număr întreg situat în stânga sa, adică este egal cu minus 2, deci partea întreagă este minus 2. Și, atenție, la partea fracțională este tocmai distanța de la minus 2 la minus 4 pe 3. Ori această distanță este dată de minus 4 pe 3 minus minus 2. Rezultatul trebuie să ne dea neapărat un număr pozitiv cuprins între 0 și 1. Conduce la minus 4 pe 3 plus 2 egal în continuare cu 6 minus 4 pe 3, adică este egal mai departe cu 2 pe 3. Deci partea fracțională a lui minus 4 pe 3 este 2 pe 3, cum spuneam, neapărat trebuie să fie un număr pozitiv. Acestea fiind zise, vom trece în partea dreaptă concluziile care pun în evidență rezultatele teoretice importante. În primul rând, începem cu însăși definiția, iată, x egal cu partea întreagă plus partea fracțională, unde x, desigur, este număr real, partea întreagă, prin definiție, este număr întreg și partea fracțională, numărul subunitar cuprins între 0 și 1, închis la stânga și deschis la dreapta. În mod deosebit, punem în evidență relația specifică a acestei noțiuni. În continuare, prezentăm ce rezultă din această noțiune, din această definiție, anume proprietățile cu partea întreagă. Iată, ne-am străduit să prezentăm totalitatea proprietăților sau cele mai semnificative care se folosesc în exerciții și probleme. Unele dintre acestea le vom utiliza și noi în ecuațiile care le propunem în continuare, fără însă a demonstra în această lecție proprietățile prezentate. Am debarasat tabla pentru a face loc exercițiilor promise, iată-le. Am prezentat aici patru ecuații suficient de semnificative, consider, în ce privește utilizarea principalelor tehnici de lucru cu partea întreagă în rezolvarea de ecuații. Începem cu primul exercițiu, în care ni se spune că partea întreagă a lui 2x plus 6 supra 3 este egal cu 1. Deci trebuie să aflăm x, astfel încât această egalitate să fie adevărată.
În rezolvare vom folosi prima proprietate, evidentă relativ la partea întreagă, anume că orice număr real se află între partea sa întreagă și partea sa întreagă plus 1. În cazul nostru, partea întreagă a cantității 2x plus 6 supra 3 este 1. A nu se confunda x din formulă cu x care apare în expresie. Aici este vorba de partea întreagă a numărului dat de 2x plus 6 supra 3. Această cantitate se va afla între partea sa întreagă, care este 1, deci vom putea scrie faptul că 2x plus 6 supra 3 este mai mare sau egal decât partea sa întreagă, 1, și, bineînțeles, strict mai mică decât partea sa întreagă plus 1, adică 2. Sau mai simplu, partea întreagă a oricărui număr între 1 și 2 este egal cu 1. Asta ne spune, de fapt, ecuația. Iată, putem vizualiza acest fenomen matematic pe axa numerelor reale, unde avem undeva 0, 1 și 2. Ori 2x plus 6 supra 3 aparține intervalului 1, 2. Iată deci intervalul pe axă la care expresia trebuie să aparțină, intervalul 1 închis, 2 deschis. Deci 2x plus 6 supra 3 aparține acestui interval, ceea ce înseamnă că trebuie să rezolvăm această dublă inecuație. Să aflăm valorile lui x care respectă dubla inegalitate. Pentru aceasta, iată, vom înmulți cu 3, vom obține 3 mai mic sau egal decât 2x plus 6, mai mic decât 2 ori 3, 6, apoi vom scădea pe 6 în dubla inegalitate, obținem 3 minus 6 este minus 3, mai mic sau egal decât 2x plus 6 minus 6, deci 2x, mai mic decât 0. Apoi împărțim desigur cu 2 pentru a izola pe x, deci obținem minus 3 pe 2, mai mic sau egal decât x, mai mic decât 0, de unde rezultă și soluția, de fapt, a acestei ecuații, x aparține minus 3 pe 2, 0, interval închis la stânga și deschis la dreapta. După cum observăm, ecuația are o infinitate de soluții, toate numerele reale cuprinse între minus 3 pe 2 și 0, inclusiv minus 3 pe 2. Putem să facem și o verificare, de exemplu pentru x egal, un număr între minus 3 pe 2 și 0 poate fi minus 1 pe 2, atunci rezultă, înlocuind în ecuația inițială, avem partea întreagă a lui 2 ori minus 1 pe 2 plus 6 supra 3 este egal cu partea întreagă din 2 ori minus 1 pe 2 este minus 1, prin simplificare desigur cu 2, 6 minus 1 este 5, deci 5 supra 3. Mai putem scrie partea întreagă a lui 5 pe 3 este de fapt partea întreagă a lui 1 întreg și 2 pe 3 și obținem rezultatul 1. Putem da chiar și x egal cu minus 1, un alt număr între minus 3 pe 2 și 0, minus 1, rezultă partea întreagă a lui 2 ori minus 1 plus 6 supra 3 este egal cu partea întreagă a numărului obținut prin 6 minus 2 este 4 pe 3, 4 supra 3. Se mai poate scrie din nou, scoțând întregul din fracție, un întreg 1 pe 3. Partea întreagă este, desigur, tot 1. Așadar, soluția acestei ecuații este minus 3 pe 2
0. Vom scrie în dreptul ecuației. Soluția este intervalul minus 3 pe 2, 0. Trecem acum la a doua ecuație, unde avem partea întreagă a lui 2x plus 3 supra 4 este egal cu 3x plus 2 supra 4. Această ecuație are un grad de dificultate în plus față de ecuația anterioară prin faptul că în membrul drept nu avem o constantă, ci o expresie variabilă în x. Vom observa faptul că în partea stângă avem partea întreagă a lui 2x plus 3 supra 4, ceea ce înseamnă că membrul stâng poate fi notat cu un număr întreg k. Așadar, pornim în rezolvarea acestei ecuații de la premisa că partea întreagă a lui 2x plus 3 supra 4 este un număr întreg pe care îl vom nota cu k. De aici rezultă, conform definiției părți întregi, că expresia 2x plus 3 supra 4 este mai mare sau egală decât k și mai mic decât k plus 1, adică numărul întreg cu 1 mai mare decât numărul k, între două numere consecutive, k și k plus 1. Vom înmulți în continuare cu 4 și vom scrie o formă echivalentă, respectiv vom avea 4k mai mic sau egal decât 2x plus 3 mai mic decât 4k plus 4. Continuăm, scădem pe 3 și obținem 4k minus 3 mai mic sau egal decât 2x mai mic decât 4k plus 1. Împărțim și cu 2 și obținem 4k minus 3 supra 2 mai mic sau egal decât x și mai mic decât 4k plus 1 supra 2. De asemenea, mai observăm că egalitatea pe care o reprezintă ecuația poate fi adevărată doar dacă și 3x plus 2 supra 4 este același număr întreg k, altfel egalitatea exprimă un fals, o afirmație neadevărată. Din faptul că egalitatea poate fi verificată doar pentru 3x plus 2 supra 4, adică membru drept, egal cu același k, din această egalitate vom putea exprima pe x în raport cu k. De aici rezultă 3x plus 2 egal cu 4k, apoi 3x egal cu 4k minus 2 și în sfârșit avem o evaluare a lui x în raport cu k, x este egal cu 4k minus 2 supra 3. Având această exprimare a lui x în raport cu k, iată, putem să înlocuim în dubla inegalitate la care am rămas. De aceea vom nota cu 1 această relație, exprimarea lui x în raport cu k, și vom scrie, rezultă pe baza lui 1, faptul că dubla inegalitate devine 4k minus 3 supra 2 este mai mic sau egal decât x, adică 4k minus 2 supra 3 și mai mic decât 4k plus 1 supra 2. Ori aici avem două inegalități pe care preferăm să le rezolvăm pe rând. O primă
inegalitate pe care o vom nota noi cu 2, iată, 2, este echivalent cu, vom aduce la numitor comun, numitorul comun este 6, înmulțirea cu 6 nu va schimba inegalitatea, că este un număr pozitiv, deci vom obține, după ce în prima inegalitate mulțim cu 6, obținem 12 k minus 9 mai mic sau egal decât 8 k minus 4. Adică este echivalent în continuare cu 12 k minus 8 k, deci 4 k mai mic sau egal decât 9 minus 4, decât 5. De aici rezultă k mai mic sau egal decât 5 pe 4. Adică, transformând în interval, k aparține minus infinit 5 pe 4. Ulterior vom face și observația că acest k este un număr întreg. La a doua inegalitate, deci inegalitatea notată cu 3, este echivalentă cu 4k minus 2 supra 3 mai mic decât 4k plus 1 supra 2, ceea ce este echivalent în continuare cu, și aici vom înmulți cu 6, respectiv prima fracție se amplifică cu 2, vom obține 8k minus 4 mai mic decât a doua cu 3, 12k plus 3. Echivalent, avem 8k minus 12k este minus 4k, mai mic decât 4 plus 3, 7. Împărțind cu minus 4, obținem k mai mare decât minus 7 pe 4. Am împărțit cu minus 4, care este număr negativ, de aceea am schimbat sensul inecuației. De aici rezultă k aparține minus 7 pe 4 plus infinit. Interval deschis. Rezultă acum, pe baza celor două inegalități rezolvate, deci din 2 și 3, că numărul întreg K aparține intersecției celor două intervale, adică minus infinit 5 pe 4 intersectat cu minus 7 pe 4 plus infinit, și bineînțeles intersectat și cu mulțimea numerelor întregi, întrucât k este un număr întreg. Ilustrăm pe axa această intersecție. Iată, primul număr este bineînțeles minus 7 pe 4, deci minus 7 pe 4, și 5 pe 4. Iată mai întâi intersecția primelor două intervale, minus infinit 5 pe 4, intersectat cu minus 7 pe 4 plus infinit, conduce la intervalul minus 7 pe 4, 5 pe 4. Interval deschis la stânga și închis la dreapta. Desigur, intersectat cu Z. Punem acum în evidență și punctele ce reprezintă numerele întregi. Acestea sunt minus 2, iată, în afara intervalului de intersecție, minus 1, 0, 1, urmează apoi 2 în afara intervalului și așa mai departe.
Desenul cred că este elocvent în a pune în evidență această intersecție. Iată, am obținut numerele minus 1, 0 și 1. Aceasta este soluția pentru rezolvarea acestei duble inegalități, adică numărul între K este minus 1, 0 sau 1. Și acum, pentru că ne apropiem de rezultatul final, vom debarasa o parte din tabletă. Iată. Vom corobora rezultatele noastre, mai întâi privindu-l pe K. Rezultatul pentru K este că acest K aparține lui minus 1, 0 și 1. De asemenea, ne îndreptăm atenția asupra substituției x în raport cu k, deci x egal cu 4k minus 2 supra 3, și iată, în acest spațiu vom da rezultatul final în ce privește valorile lui x. Deci aceste două tipuri de rezultate, iată, vor apărea aici. Deci dacă x este egal cu 4k minus 2 supra 3, și de asemenea K aparține mulțimii formată din elementele minus 1, 0 și 1, rezultă de aici valorile corespunzătoare pentru X. Vom scrie X1 egal cu și vom locui pe K cu minus 1. Facem acest calcul oral, este vorba de 4 ori minus 1, minus 4, minus 2, minus 6, supra 3, după simplificare cu 3 obținem minus 2, o primă soluție a ecuației, apoi x2, pentru k egal cu 0, înlocuim din nou, x egal cu minus 2 pe 3, a doua soluție, minus 2 pe 3, și x3 egal cu, înlocuim pe k cu 1, obținem 4 minus 2 supra 3, adică 2 pe 3. De aici rezultă și soluția pe care o vom scrie în dreptul acestei ecuații. De soluția este mulțimea formată din elementele minus 2, minus 2 pe 3 și 2 pe 3. Acestea sunt cele trei soluții ale ecuației de la punctul 2. Am debarasat tableta și trecem acum la exercițiul 3. Aici avem 3, partea fracționară a lui x, minus partea întreagă a lui x, este egal cu 1 pe 4. Mai întâi, din definiția părți întregi, x egal cu partea întreagă plus partea fracționară, obținem o exprimare a părții fracționare, anume că partea fracționară a lui x este egală cu x minus partea întreagă a lui x. De aici, din aceste două relații, va rezulta în continuare faptul că ecuația inițială se reduce la 3 pe lângă x minus partea întreagă a lui x minus partea întreagă a lui x egal cu 1 pe 4. Rezultă în continuare, desfăcând paranteza, obținem 3x minus de 3 ori partea întreagă a lui x minus odată partea întreagă a lui x, obținem minus de 4 ori partea întreagă a lui x egal cu 1 pe 4. Continuăm și vom izola partea întreagă, deci rezultă în continuare că 4 partea întreagă a lui x este egală cu, trecem în partea dreaptă și pe 1 pe 4 în partea stângă și obținem că este egal cu 3x minus 1 pe 4. Apoi, partea întreagă a lui x este egală cu 3 pe 4 x minus 1 pe 16 și adus la numitor comun obținem 12x minus 1 pe 16.
Marcăm acest rezultat important, pentru că de aici vom începe, conform exercițiului anterior, deci după aceeași metodă, să notăm partea întreagă a lui X cu K, ceea ce înseamnă automat K mai mic sau egal decât X și mai mic strict decât K plus 1. În același timp facem aprecierea că și 12x minus 11 16 trebuie să fie un număr întreg pentru ca egalitatea să fie posibilă. Așadar 12x minus 1 supra 16 trebuie să fie de asemenea egal cu K. De aici vom folosi oportunitatea de a exprima pe x în raport cu K, deci rezultă 12x este egal cu 16K plus 1, ceea ce înseamnă că x, iată, se exprimă în funcție de K în felul următor. X este egal cu 16K plus 1 supra 12. Un rezultat care, de asemenea, este important și îl vom marca corespunzător. Coroborând ultimele rezultate, respectiv în dubla inegalitate vom înlocui pe x cu expresia obținută, deci înlocuim pe x cu 16k plus 1 supra 12, deci putem scrie din această relație pe care o vom nota cu eventual cu asterix, deci va rezulta pe baza acestei exprimare a lui x în raport cu k, că dubla inegalitate devine k mai mic sau egal decât 16k plus 1 supra 12 mai mic decât k plus 1. Putem nota cu 1 și 2 cele două inegalități. Și avem din 1, rezultă 12k mai mic sau egal decât 16k plus 1, rezultă în continuare, trecând 12k în partea dreaptă, obținem 4k mai mare sau egal, trecem pe 1 în stânga cu semn schimbat, decât minus 1. Și de aici k mai mare sau egal decât minus 1 pe 4. Adică rezultă, k aparține, într-o primă instanță, lui minus 1 pe 4 plus infinit. Interval închis la stânga. Analog vom proceda și cu a doua inecuație, deci din 2 rezultă 16k plus 1 este mai mic decât 12k plus 12, am înmulțit cu 12. Rezultă în continuare, trecând 12k în stânga cu semn schimbat, obținem 4k mai mic decât 12 minus 1, deci 11. Rezultă k mai mic decât 11 pe 4, ceea ce înseamnă că avem k aparține cu minus infinit 11 pe 4. Interval deschis. Și acum, din 1 și 2, din rezultatele celor două inecuații în K, va rezulta, deci rezultă, K trebuie să aparțină cu minus infinit 11 pe 4, intersectat cu interval închis la stânga minus 1 pe 4 plus infinit și, bineînțeles, intersectat și cu mulțimea numerelor z. Vizualizăm această intersecție și de această dată. Iată, un prim interval este minus 1 pe 4 plus infinit, deci aici avem minus 1 pe 4, apoi intervalul minus infinit 11 pe 4,
iată aici avem 11 pe 4. Punem de asemenea în evidență numerele întregi pe axa reală, iată, mai întâi este minus 1, după cum se vede în afara intervalului, urmează 0, 1, 2, pe urmă 3, care din nou este în afara intersecției. Așadar, obținem K, valorile lui K sunt 0, 1 și 2, așa cum cred că destul de bine este prezentat în această figură. Deci avem egal mai departe cu mulțimea formată din elementele 0, 1 și 2. Și acum, coroborând cele două rezultate, dând deci valorul lui K, 0, 1 și 2, obținem rezultatul final. Iată, pentru K egal cu 0, rezultă, conform acestei formule, aflăm pe X, o primă valoare pe care o vom nota cu X1, înlocuind, desigur, K cu 0. Și obținem 1 supra 12. Apoi, pentru K egal cu 1, rezultă X2, a doua soluție, K egal cu 1 înseamnă 16 plus 1 supra 12, adică X2 egal cu 17 supra 12. Și în sfârșit, pentru K egal cu 2, obținem a treia valoare pentru X, X3, este egal cu 16 ori 2 plus 1 supra 12, respectiv 32 plus 1, 33 supra 12. În felul acesta obținem soluția și celei de-a treia ecuații, pe care o vom scrie aici. Deci soluția este formată din elementele 1 pe 12, 17 pe 12 și respectiv 33 pe 12. Trecem acum la patra ecuație, adică partea întreagă a lui X plus partea întreagă a lui X plus 1 plus partea întreagă a lui X plus 2 este egal cu X plus 5 supra 2. Pentru rezolvarea acestei ecuații vom folosi una din proprietățile afișate în dreapta, o proprietate cunoscută și destul de simplu și ușor de demonstrat. Este vorba de partea întreagă a lui x plus n este egală cu partea întreagă a lui x plus n dacă n este un număr întreg. Este o proprietate care, vizibil, trebuie folosită și în cadrul ecuației noastre. În felul acesta avem, deci rezultă în continuare, forma echivalentă cu ecuația inițială, partea întreagă a lui x plus partea întreagă a lui x plus 1 conform acestei formule, acestei proprietăți, este partea întreagă a lui x plus 1 plus, analog, partea întreagă a lui x plus 2 egal cu x plus 5 supra 2. Apoi vom reduce termenii asemenea și obținem echivalent în continuare. De 3 ori partea întreagă a lui x, iată, este egal cu x plus 5 pe 2 minus 3. În primul membru, 1 plus 2 fac 3, deci minus 3. Echivalent mai departe, cu de 3 ori partea întreagă a lui x, egal cu, aducem aici la numitor comun, este x minus 5. Minus 1 pe 2. 5 minus 6 supra 2. Deci minus 1 pe 2. Insistăm și obținem partea întreagă a lui x este egal cu, am împărțit cu 3, avem în partea dreaptă 2x minus 1 supra 2, deci 2x minus 1 supra 6. Din nou vom nota, ca și în exercițiul precedent, partea întreagă a lui x cu k, de unde, desigur, k mai mic sau egal decât x mai mic decât k plus 1,
având în vedere că egalitatea care are membru stâng un număr întreg, trebuie ca acel număr întreg să fie și egal cu 2x minus 1 supra 6. Deci, din 2x minus 1 supra 6 egal cu k, vom exprima pe x în raport cu k, avem 2x egal cu 6k plus 1 și de aici rezultă x egal cu 6k plus 1 supra 2. Marcăm această relație la care vom reveni. Iată, mai întâi vom înlocui în dubla inegalitate. Deci vom putea scrie, notând această relație cu asterix, că rezultă, pe baza acestei relații asterix, cum spuneam, că dubla inegalitate devine k mai mic sau egal decât x, adică 6k plus 1 supra 2, mai mic decât k plus 1. Vom nota din nou cu 1 și respectiv 2 cele două inegalități. Din 1 rezultă 2k mai mic sau egal decât 6k plus 1, am înmulțit cu 2 în prima inegalitate. Rezultă mai departe, trecând 2k în partea dreaptă și 1 în partea stângă, 6k minus 2k, adică 4k, mai mare sau egal decât minus 1. Rezultă k mai mare sau egal decât minus 1 supra 4 și de aici, desigur, k aparține unui prim interval, adică minus 1 pe 4 plus infinit. Apoi din 2 rezultă 6k plus 1 mai mic decât, am înmulțit și aici cu 2, 2k plus 2. Rezultă în continuare 6k minus 2k este 4k, mai mic decât 2 minus 1, deci decât 1. Rezultă k mai mic decât 1 supra 4, k mai mic decât 1 supra 4, adică rezultă k aparține minus infinit 1 pe 4. Interval deschis. Din cele două inegalități, deci din dubla inegalitate, avem din 1 și 2 rezultă faptul că numărul k aparține intersecției minus infinit 1 pe 4 intersectat cu minus 1 pe 4 plus infinit și, bineînțeles, intersectat și cu mulțimea numerelor întregi, întrucât k este număr întreg. Vom vizualiza această intersecție, iată, pe axa numerelor reale. Mai întâi intervalul minus infinit 1 pe 4, apoi intervalul minus 1 pe 4 plus infinit, care conține un singur număr întreg, acesta este 0, fapt pentru care intersecția este egală cu mulțimea formată din elementul 0. Avem o misiune relativ simplă în final, anume că dacă avem k egal cu 0, conform lui x egal cu 6k plus 1 supra 2, urmează că x este egal cu 6 ori 0 plus 1 supra 2, adică 1 pe 2. Rezultă soluția acestei ecuații este 1 pe 2.